O situație tot mai des întâlnită în fotbal este prezența ambulanței pe teren în timpul unui meci. Când acest lucru se repetă însă pe același stadion, atrage parcă și mai mult atenția. Este cazul meciurilor disputate de Mușcelul Câmpul Lung în Liga 3-a pe teren propriu. În acest sezon, pe Municipal s-au jucat 4 meciuri, iar la 3 dintre acestea a fost nevoie de intervenția promptă a echipei medicale. În prima etapă, cu Unirea Bascov scor 0-0, ambulanța a intervenit pentru a-i acorda îngrijiri jucătorului echipei noastre, Marius Sanda, după o ciocnire violentă cu unul dintre adversari. A primit îngrijiri medicale pe teren, ulterior la marginea terenului, în ambulanță, însă fără a fi nevoie de o vizită la spitalul municipal. La partida cu Real Bradu, scor 0-1, a fost nevoie din nou de echipajul de ambulanță pe teren, de această dată pentru unul dintre jucătorii echipei oaspete. Jucătorul accidentat a fost scos pe targă, dar a fost solicitată a doua ambulanță la stadion pentru ca cel accidentat să fie transportat la spitalul municipal. Ambulanța a intervenit prompt și vineri, săptămâna trecută, la meciul cu FC Pucioasa, scor 1-0. Tot un jucător al echipei oaspete a avut nevoie de îngrijirile de specialitate după ce a căzut ca secerat la mijlocul terenului, fiind la un pas de un stop cardiac. A primit îngrijiri de prim ajutor, fiind transportat ulterior la spitalul municipal. Intervenția rapidă și cu profesionalism a echipajelor medicale prezente la stadion a făcut ca, în fiecare caz, deznodământul să fie unul fără urmări deosebite. Dacă Marius Sanda a revenit pe teren, iar vinerea a fost imperial în meciul cu FC Pucioasa, pentru ceilalți doi jucători este nevoie de o perioadă de investigații și recuperare. Jucătorul de la Bradu are în continuare piciorul în gips, iar celui de la Pucioasa i s-au recomandat o serie de investigații cardiologice înainte de a reveni pe gazon.